practicată astăzi la scară largă în toată lumea, gimnastica este unul dintre cele mai vechi și mai populare sporturi. Asta și pentru că îi ajută pe copii să se dezvolte sănătos și armonios de la cele mai fragede vârste. Iar pentru a face performanță este nevoie de o combinație unică de putere, flexibilitate, rezistență și măiestrie. Atenție! Prin efectuarea de activități fizice cu greutatea propriului corp, așa cum este gimnastica, copiii își pot dezvolta în primul rând oase puternice și un corp armonios. Sunt foarte multe beneficii. În primul rând, le pregătește organismul pentru a avea mai multă rezistență, respiră mai bine, duc mai bine orice efort implică zilnic. Nu mai spun de aspectul armonios al corpului. Gimnastica ritmică formează copii cu segmente, cu mușchi longilini. Lucrăm pe musculatura longilină. Nu mai spunem de față, expresivitatea feței, ținuta corporală, au o postură corectă și frumoasă a corpului. Coordonarea se obține printr-o îmbinare perfectă între efort, acrobație, dans și mimică. De altfel, gimnastica ritmică are o serie de elemente preluate din balet care dau eleganță aparte practicantelor. Bine, Maia, dar întinde și genunchii în șene. Suge burtica, strânge fundutul și întinde genunchii. Bine, Irina, bine. Așa, bun. Hai, Teodora. Pare un zbor lin, dar pentru a ajunge la performanță sunt ani întregi de antrenamente și muncă asiduă. Tinerele sportive trebuie să se pregătească în mod constant pentru eforturile fizice și emoționale pe care le presupune un astfel de sport. În momentul în care ajung la performanță și la înalta performanță, implică foarte multe sacrificii, trebuie să recunoaștem. Ele nu mai au timp mai de nimic, merg dimineața la școală, vin după amiaza la antrenament și seara, când ajung acasă, dușul și temele și a doua zi o luăm de la capăt și tot așa. Adică nu mai au timp de mers în parc, la joacă. De altfel, gimnastica înseamnă mai mult decât un antrenament fizic. Este doar un exercițiu de disciplină, organizare și autocontrol care este util nu doar în competiții, ci și în viața de zi cu zi.